nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta. Precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția, slava și puterea. În numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin. Pentru ce te zbați în patim și în păcat, pe Iisus cel răstignit și înviat, să-L primești, că El e mare și e bun cu fiecare, ori și când. El te caută prin lume suspină, să-L primești, că El e mare și e bun cu fiecare, ori și când. El te caută prin lume suspină. De ce fugi de jertfa crucii tot mereu? Că ea ne-a spălat păcatul cel mai greu. Tu nu vezi că viața trece, vine moartea groapa-i rece pe vecii. Iar sufletul în iadul curgi. Tu nu vezi că viața trece, vine moartea groapa-i rece pe vecii. Iar sufletul în iadul curgi. De ce râzi de rugăciune și de post, de biserica cu slujbele cu rost? Tu nu știi și amară înșelăciune te-a rănit și te-a amăgit Satana cel smintit. Tu nu știi de rugăciune și amară înșelăciune te-a rănit și te-a azi biserica te cheamă cu al său glas, ca să vii la rugăciune în orice ceas și să asculți slujba cea sfântă în altar îngerii cântă lui Iisus. Heruvim cu aripi vini de sus și să asculți slujba cea sfântă în altar îngerii cântă lui Iisus. Heruvim cu aripi multe vini de sus și toți cântă cu preoții într-un cor. Nevăzuți de ochii noștri ai tuturor, numai de ființe alese și le-au dat daruri prin mese Duhul Sfânt, ca să întărească credința pe numai de ființe alese și le-au dat daruri prin mese
Duhul Sfânt, ca să întărească credința pe pământ. Credința cea ortodoxă a lui Iisus, cu șapte taine curate, cum le-a spus. Cine trupul lui primește, cu Iisus se împărtășește, dragul meu. El trăiește cu nădejdea-n Dumnezeu. Cine trupul lui primește, cu Iisus se împărtășește, dragul meu. El trăiește cu nădejdea-n Dumnezeu. Și măicuța lui cea sfântă-l va păzi cu puterea Sfintei Cruci-l va umbri de satana cel smintit ce pe creștine i-a amăgit ca un host și îi trage în rătăcile mai pe toți. De satana cel smintit ce pe creștine i-a amăgit ca un host și îi trage mai pe toți. Prorocia mincinoasă s-a înmulțit și satana multe sate a dobândit, formând secte amăgitoare de suflete pierzătoare pe pământ. Fulind preoția și lucrul cel sfânt, formând sectia măgitoare de suflete pierzătoare pe pământ. Fulind preoția și lucrul cel sfânt, să nu te lași amăgite, iubitul meu, de satana cel smintit, dușmanul tău. Vino-n biserica sfântă, cu icoane împodobită, dragul meu, și răsplata o primești la Dumnezeu. Vino-n biserica sfântă, cu icoane împodobită, dragul meu, și răsplata o primești la Dumnezeu. Biserica cea sfințită să n-o uiți, că izvor de viață Sfinți Părinți, în ea vei găsi lumină, mântuirea ta de plină, ori și când. Adevărul este unul pe pământ, în ea vei găsi lumină, mântuirea ta de plină, ori și când. Adevărul este unul pe pământ. Pământul cu ale sale-i trecător, iar tu, omule, în lume călător. Azi ești
tânăr și în putere, frumusețe, bani, avere, dobne de. Mâine o mână de țărână tu mai ești. Azi ești tânăr și în putere, frumusețe, bani, avere, dobne de. Mâine o mână de țărână tu mai ești. Toate se vor schimba ca și cum n-au fost. Se va schimba pe vecii al vieții rost. Fiecare își va lua plata după cum îi va fi fapta. Dragul meu, peste toate împărății va Dumnezeu. Fiecare își va lua plata după cum îi va fi fapta. Dragul meu, peste toate împărății va Biserica nu poate fi închisă, chiar dacă adunările se închid. De veacuri a rămas necompromisă, chiar dacă a fost hulită, interzisă, că în dreptul ei nu oamenii decid. Biserica nu poate fi stopată de virus, pandemii sau vreun decret. Biserica cea sfântă și curată din suflete de sfinți este formată, urmașii lui Iisus din Nazaret. Biserica nici când nu se răcește, doar catedrale părăsite-s reci. Biserica e vie și trăiește, căci răscumpărătorul ei domnește. Iisus e Domn și împărat în veci. Biserica nu poate fi oprită, oricâte ar fi să vină în viitor, ea este de Iisus Hristos zidită și are temelia neclintită. Ea e turma prea iubitului păstor. Biserica nici când nu se învechește, chiar dacă ani s-au scurs vreo 2000, oricâte au fost și-or fi, le biruiește și zi de zi mereu se pregătește de sărbătoarea care va veni. Biserica nu poate fi distrusă, chiar de-i lovită sau trântită jos, dar niciodată nu va fi răpusă, atâta vreme cât va fi condusă de Marele Păstor, Iisus Hristos. Biserica nu poate fi golită, cât membrii ei pe din lăuntru splini. Biserica-i mireasa cea iubită, care de Domnul ei va fi răpită în locul plin de slavă și lumini. Biserica va trece peste toate și știm că încercări vor mai veni, trăind credința vie în unitate, păstrând în inimi cugete curate, răbdând până la sfârșit, vom birui. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumina din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oameni și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri
și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cela ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care le-a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cum botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să vie. Amin. Sinaxar. Astăzi, 9 iunie, biserica noastră drept măritoare face pomenirea celui dintre sfinți, părintelui nostru Chiril, patriarhul Alexandriei. Sfântul Chiril a trăit pe vremea împăratului Teodosie cel Mic, nepot de soră fiind lui Teofil, arhiepiscopul Alexandriei, și urmaș în scaun. A fost încă și apărător al Sfântului Sinod al III-lea, ecumenic, ce s-a adunat în Efes și a surpat pe rău credinciosul Nestorie, care învăța multe hule împotriva stăpânei noastre născătoarei de Dumnezeu. Deci, strălucind într-un multe bune isprăvi, s-a mutat către Domnul. Tot într-o această zi, pomenirea sfintelor cinci fecioare canonice, Tecla, Mariamni, Marta, Maria și Enata. În zilele lui Savorie, împăratul Persilor, aproape de satul Aza, era un oarecare preot, Pavel, cu numele plin de bogăție, având într-o a sa sinodie cinci canonice fecioare. Deci acestea se aflau împodobite și strălucite cu lumina virtuților, liturghisind Pavel și cântând împreună slujba cu ele, care se aflau ziua și noaptea lucrând poruncile lui Dumnezeu. Iar urâtorul de bine, diavolul, nesuferind sporirea lor cea după Dumnezeu, văzând-o cum crește pe toată ziua și se întinde spre cele mai bune, a pregătit pe un oarecare să vestească la tars pe întâiul vrăjitor împărătesc, că se află un oarecare preot creștin plin de bogăție și că devoiește să câștige bogăția lui, să-l aducă înaintea sa, împreună cu fecioarele pe care le are întovărășite. Căci acestea, neplecându-se de credința lor, el va dobândi toată avuția lor, dându-le pe ele spre tăiere. Atunci, îndată a fost adus preotul împreună cu fecioarele și cu toată averea sa, și intrând Satana în inima preotului, a zis către arhimagul: pentru ce ai luat banii mei, nefăcându-ți eu niciun rău? Și acela răspunzând i-a zis: pentru că ești creștin și nu păzești poruncile împărătești. Și Pavel i-a zis: și ce îmi poruncești ca să fac? Iar acela i-a răspuns: de te vei închina soarelui și vei mânca sânge de jertfe, ia-ți ale tale și du-te la casa ta. Atunci ticălosul, privind împrejur și văzându-și averea jos zăcând, a zis: fac toate câte îmi zice. Și închinându-se soarelui, a mâncat și din sângele jertfelor cel închegat și a băut din el. Iar întâiul vrăjitor împărătesc a zis către Pavel: înduplecă și pe fecioarele cele împreună cu tine ca să facă ceea ce tu ai făcut și să se însoțească cu bărbați, și atunci luați-vă bogăția și mergeți unde voiți. Deci Pavel, apropiindu-se de fecioare, le-a zis: întâiul vrăjitor ne-a luat banii noștri și ne îndeamnă să facem voia împăratului și așa ne va da înapoi toate ale noastre. Și iată, eu am mâncat și am băut din sângele jertfelor și m-am închinat soarelui și focului. Deci prin mine vă îndeamnă și pe voi ca să faceți aceasta și mai apoi să luați ale voastre și să vă duceți. Iar fecioarele, ca într-o unire, mai întâi scuipând în fața lui, au zis:
De ce ai cutezat tu a face aceasta și a ne îndemna încă și pe noi? Iată că un al doilea Iuda te-a arătat. Acela pentru bani a dat la moarte pe învățătorul și stăpânul nostru și câștigând banii s-a spânzurat după ce l-a vândut pe el. Iată și tu, ticălosule, ca un al doilea Iuda, pentru bani ți-ai pierdut sufletul tău și nici ai venit într-o cugetare despre bogatul acela ce avea mulți bani și zicea, suflete, ai multe bogății, mănâncă, bea, veselește-te. Pentru aceasta a auzit, nebunule, într-o această noapte vor cere sufletul tău de la tine, iar cele ce ai gătit, ale cui vor fi? Deci îți zicem ție, stând înaintea lui Dumnezeu, că amândouă întâmplările și a bogatului și a Iudei se vor împlini de tine. Și iarăși l-a scuibat pe el în față ca pe un lepădat. Atunci, din porunca întâiului vrăjitor, fără de cruțare au fost bătute multe ceasuri fecioarele, care suferind toiegele ziceau, noi ne închinăm Domnului nostru Iisus Hristos, iar poruncilor împărătești nu ne plecăm, iar tu fă ce voiești. Iar întâiul vrăjitor, uneltind în toate chipurile ca să câștige banii lui Pavel, a hotărât ca prin mâna lui Pavel să taie cu sabia capetele cinstitelor fecioare, socotind că Pavel nu se va pleca a face aceasta și astfel va câștiga toți banii, dând morții și pe Pavel împreună cu sfintele fecioare. Iar ticălosul Pavel, auzind aceasta și iarăși privind împrejur și văzându-și banii, a zis, fac toate câte îmi vei porunci. Și luând sabia, a stat aproape de fecioare, iar sfintele văzându-l s-au înspăimântat și cu glas mare au zis către el, ticălosule, păstor fiind, a ieșit împotriva turmei tale ca un lup sălbatic ca să ne omori pe noi. Acesta este sfântul trup și sânge al Domnului nostru Iisus Hristos, pe care îl primim din necuratele tale mâini. Să știi că sabia din mâna ta este pentru noi viață veșnică și noi cu adevărat ne ducem la Domnul nostru Iisus Hristos, iar tu, precum mai înainte ți-am zis, de grabă îți vei pierde sufletul împreună cu bogăția, prin spânzurare și te vei duce spre tovarășul tău Iuda. Acestea și altele i-au vorbit și făcând mai întâi rugăciune, li s-au tăiat capetele de către Pavel. Atunci a zis întâi îl vrăjitor către Pavel, să știi, Pavele, că la nici unul din oameni nu am văzut atâta iscusință și istețime ca la tine. Pentru aceasta, fără de știrea împăratului, nu te pot face slobod, căci vestindu-i se lui prin mine pentru tine, într-o mare cinste te va pune. Deci acum veselește-te împreună cu noi și dimineață vom face cunoscut cele pentru tine. Iar ticălosul acela a răspuns, fie precum ai poruncit. Și în noaptea aceea, trimițând întâiul vrăjitor pe slugele sale, le-a poruncit ca să lege pe Pavel cu o funie și să-l spânzure și așa cu silnicie și-a lepădat sufletul său. Iar dimineața întâiul vrăjitor, după ce l-a aflat spânzurat, spunea că el singur s-ar fi spânzurat și a poruncit ca să-l pogoare și să-l arunce spre mâncare câinilor. Și așa au luat sfârșit cele mai înainte zise de sfintele femei, îndoită moarte, prea ticălosul Pavel suferind. Tot într-o această zi, pomenirea sfântului simțitului mucenic Alexandru, episcopul Brusei, care de sabie s-a săvârșit, tot într-o această zi, pomenirea sfântului mucenic Anania, care de sabie s-a săvârșit, tot într-o această zi și pomenirea cuviosului Chir, care cu pace s-a săvârșit, și pomenirea sfintelor trei fecioare mucenițe din Hio, care de sabie s-au săvârșit. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Cele 10 porunci, Decalogul 1. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți dumnezei afară de mine. 2. Să nu-ți faci chip cioplit, nici altă asemănare, nici să te închini lor. 3. Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deșert.
4. Adu-ți aminte de ziua Domnului și o cinstește. 5. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ca bine să-ți fie și mulți ani să trăiești pe pământ. 6. Să nu ucizi. 7. Să nu fii desfrânat. 8. Să nu furi. 9. Să nu ridici mărturie mincinoasă împotriva aproapelui tău. 10. Să nu poftești nimic din ce este al aproapelui tău.